Premiera spectacolului Cartea Junglei s-a bucurat de un real succes. Sala Teatrului George Ciprian a fost neîncăpătoare duminică la cea mai nouă producție a teatrului din Buzău. Cei mai încântați dintre spectatori au fost evident copiii, care au reacționat la fiecare scenă. Mowgli va trebui să plece din junglă, altfel pune toată haita în pericol. Eu sunt cea care vi l-a adus. Noi îl vom duce înapoi. Noi? Bine! Dar nu putem face asta, vă rog! Noi suntem singura familie pe care o are! Așa, numai acolo va fi în siguranță! E regulă, mamă! Promit că nu voi pleca departe și o să vin să te vizitez. Indiferent unde te duci sau cum te vor numi, ești puiul meu, să nu uiți asta! Bine, mamă! Nu niciodată! Unde a plecat puiul de om? Puiul de om este acum cu semenii lui. Da! Rămăsese să mi-l predați mie. Noi? Cine nu-și respectă cuvântul acum? Dar nu-i nimic. Nu poate fi departe. Îl voi găsi și atunci îl va cunoaște de adevăratul șercan. În regia lui Ionuț Ghinea, spectacolul a fost o adaptare cu totul inedită a poveștii, în care protagonist este Mowgli, copilul din junglă crescut de lupi. Mowgli, gândește-te bine, îți pot oferi protecție fața oricărui pericol, îți pot oferi siguranța în junglă, dar aștept segredul florii roșii. Da. Mi-ar prinde bine să am protecție în junglă și să nu trebuiască să mă întorc în tribul oamenilor. Nu știu dacă știți, dar eu sunt vânat de un tigru și nu orice fel de tigru. De șercani. Dar chiar și așa nu pot face asta. Dar nici măcar n-ai încercat, Mowgli. Nu pot face, înțelege, prețul e prea mare și nu pot să-l plătesc. Bine. Ai timp să te gândești cât vrei. Ia uite. Te-am pregătit și eu căsuță pentru asta! Hei! Hei! Ce faceți? Hei! Nici nu pot face nimic! Exact! Hei! Și dacă dorești să trec aveți libertatea, va trebui să-mi dea acest cer! Hei! Ai timp să te gândești cât vrei! Eu sunt un om, iar jungla este casa mea. Voi fi mereu înțelegător, tot ce iubesc voi apăra. Actorii Ionuț Ghinea, Cristi Martin, Anda Pantiș, Felicia Cruceru, Radu Pavel, Zabi, Tudor, Elena Alexandru, Mădălina Zotescu, Gabriela Cristea și Dan Răzpopa au reușit, prin prestația lor, să bucure publicul de toate vârstele. De remarcat și prestația bună a celor 6 elevi voluntari care s-au achitat cu brio de sarcinile regizorale. Nu știu, pentru oamenii sunt de fapt mădălicină doară. Niște mai multe, mă rog, mai inteligente. Totuși, evoluția lor i-a condus către o putere de neîntrecut. Eu, ca regină, aș putea avea o altă de jungă. Una, care să mi se supună mie. Tot ce știu despre floarea roșie este că e periculoasă și nu poate fi folosită de nimeni. Ar fi responsabil să o folosim în scopuri egoiste. Gândește-te bine. Îți pot oferi protecție fața oricărui pericol. Îți pot oferi siguranța în junglă. Dar îți spui, aștept segredul florii roșii. Da. Mi-ar prinde bine să am protecție în junglă și să nu trebuiască să mă întorc în tribul oamenilor. Nu știu dacă știți, dar eu sunt vânat de un tigru și nu orice fel de tigru. Tu trebuie să fii șarpele ca, nu-i așa? Oh. Obiect, puinicul, ce cauți tu în inima junglei? Jungla este casa mea.
finalul spectacolului au fost ropote de aplauze minute în șir pentru actorii care au salutat publicul într-un mod inedit. Următoarea reprezentație a spectacolului Cartea Junglei va avea loc duminică, 3 februarie, de la ora 11. Organizatorii au anunțat că deja s-au epuizat toate biletele și pentru această reprezentație.